Curiozitatea și neatenția au făcut ca un băiat de 9 ani din Bistrița Năsăud să-și piardă viața. Copilul se juca în incinta unei societăți de prelucrare a lemnului când un buldo-excavator a trecut peste el. Conducătorul utilajului nu l-a observat pe băiat, care în urma accidentului a decedat pe loc. Tragedie într-o familie din localitatea Bistrița Bârgăului din județul Bistrița Năsăud. Copilul a mers împreună cu tatăl său la o fabrică din zonă pentru a cumpăra lemne de foc. Tatăl său a mers să vadă marfa, iar băiatul a rămas să se uite cum se lucrează cu un buldo-excavator. Într-un moment de neatenție, băiatul s-a apropiat prea mult de utilaj fără ca șoferul să-l observe, minorul fiind accidentat mortal. Din câte am văzut eu de aici, au adus buldul gol de acolo, l-au băgat la încărcat, un copil l-a încărcat. A venit un băiat care îl mână, l-a dat înapoi, copilul unde a fost, nu mai știu, că pe când o dat, nu mai l-am văzut. A fost acolo aproximativ ani, 40 de metri, nu mai l-am văzut că era poarta deschisă, nu mai l-am văzut. Și-o strigat, uloaie, că și l-am omorât. Asta și-am auzit răcnituri mari. Și am o zis vecina, doamna Bufu, zice, ce se întâmplă, că pe tare răcnesc, nu se joacă oamenii. Și atunci am venit spre apă și l-am văzut băiatul jos și șoferii s-a lăsat rău și atâta a fost începutul, restul, ce vedeți. Mama băiatului a ajuns într-un suflet la locul tragediei. Șoferul utilajului are 25 de ani, lucra cu forme legale și va fi marcat toată viața de producerea acestei nenorociri. Și băiatul de pe buldo muncea aici și domnul a venit să cumpere niște lemne la noi cu copilul de mână. A intrat în firmă. Nu lucra aici, taică-s-o? Nu lucra. Tata băiatul nu lucra. Și a intrat pur și simplu în curtea. A intrat să cumpere niște lemne. Și curiozitatea și copilului? Copilul a venit să probabil să vadă cum merge buldo, dar a ieșit din cameră, nici nu a observat taică-s-o cu ieșit. Atât polițiștii cât și inspectorii ITM au demarat o anchetă în acest caz. Se fac cercetări, urmând ca soluția legală să fie dată prin parchet. Am fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Bistrița Bârgăului, în incinta unei societăți comerciale de prelucrare a materialului lemnos, se găsește cadavrul unui minor în vârstă de 9 ani. Ne-am deplasat la fața locului, am efectuat măsurătorile necesare. În prima fază este vorba despre comiterea unei infracțiuni de ucidere din culpă. Așteptăm prezența medicului legist, iar după efectuarea necropsiei ne vom putea pronunța cu exactitate asupra cauzei morții. Șoferul va fi cercetat în dosar penal pentru ucidere din culpă, existând posibilitatea ca și tatăl băiatului să fie tras la răspundere pentru nesupravegherea minorului.